Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la un nou vlog! Yay! Noi iarna mergem pe plajă! Mergem din nou în Bulgaria! E o vreme așa frumoasă, e soare afară, 16 grade. Și ne-am pornit în vacanță, pentru că, da, vin sărbătorile. N-ai zice, dacă te uiți afară, e așa soare, zici că vine primăvara. Dar o să mergem și la zăpadă. Am înțeles că este și zăpadă în Bansko. Deocamdată mergem în Pomorie, la hotelul Grand Hotel Pomorie, de 5 stele. O să stăm 5 zile acolo, 4 nopți. După care o să mergem de la mare la munte, în Bansko, la un alt hotel, la Vihren Royal Palace. Și apoi la încă un hotel. Deci o să fie un sejur complex. Încheiem sejurul cu Cornelia Deluxe Residence, tot din Bansko. Și sperăm să fie un sejur așa cum ne-l dorim. Vă luăm cu noi, ca de fiecare dată! Pomorie și se vede deja marea, drăguț. Și lacul Pomorie. Da, așa scria. Uite și locul ăsta, aici e parcul. Da, cred că aici e Agua Parcul. Nu? Marina Holiday. A, da, ăsta e Sunset Agua Park. Este Drizzard-ul, da, urmează. Să vedem. Sigur o să ne placă. Păi, o să facem dreapta la un moment dat și probabil o să fie pe dreapta. Dar mai avem 2,5 km și aici e stațiunea Pomorie. De data asta mi s-a părut că am ajuns mai repede. Uite Grand Hotel Pomorie, ăsta din față, cu crema așa și cu maro. Wow, ce mare e! Hai să vedem pe unde intrăm. Am ajuns și ia uite cât a terenul de sport are aici. Păi pe aici cred că e parcare. Pe asta ajunge în fața hotelului. În partea aia ajunge spatele lui. Uite, ce drăguț, ei! Gata, am ajuns la hotel. Mergem acum să ne cazăm. După aceea o să coborâm să luăm bagajele. Avem un apartament aici de familie. Hai să vedem. Chiar sunt curioasă. Pe aici. Thank you. Hello. Ia uite. Stați un pic. Hello. Mergi la recepție. Aici în stânga e recepția. Cum se zice usher în bulgară? Hello. Da, da, bine, bine, mulțumim. Ce faceți? Noi suntem familia Esauer. It's a family. Yes. And do you need our IDs or? Okay, thank you. Avem un pian foarte drăguț aici,
cu o decorațiune frumoasă deasupra. Iar aici un dita mai șemineul, doar că nu e pornit acum. Să vedem când îl pornește. Uite, uite că sunt lemne înăuntru. Hai să intrăm în lift acum. La etajul 4, pe camera 411. Mami, parcă poza asta ai pus-o și mami. Da, așa mai jos. 15. Da, acolo urcă. Aha, deci ar trebui să fie. Ei, asta e camera. Dă-mi chinița. Wow, haide. Gata. Mamă, ce frumos miroase. Wow. Mamă, ne-a pus și de asta să ne descălțăm. Care? Wow, super! Ia uitați ce avem aici! Ne așteaptă un platou imediat a mea să ne spălăm pe mânuțe de fructe din astea drăguțe și avem și apiță, iar în cameră miroase foarte frumos, e parfumat așa. Deci avem ăsta cred că e livingul, ăsta e holul. Aici avem o baie de serviciu mică, doar cu toaletă și chiuvetă. Drăguț! Arată foarte bine. Și cred că mai avem o altă baie în partea cealaltă, în dormitor. Hai să descoperim și dormitorul, Amia! Wow, ce pat mare! Ia uite, ia uite! Pac! Cât a patul! Exact ce-ți trebuie, nici mai mult, nici mai puțin. Un pat noptiere acolo, un birouț mic, aici o comodă cu televizorul, un fotoliu și o măsuță. Ia să vedem. E bine, aici. Iar aici avem și terasă. Ia să vedem, ușurel, ieșim pe terasă. Să vedem cum este și pe aici. Wow, ce drăguț! Și vedem marea în față! Wow, vedeți marea în față? Uite, pe podul ăsta mergem noi țâc, 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 și ajungem pe plajă acolo. Deci nici nu trebuie să mai mergi pe stradă sau ceva din hotel. Te duci direct pe podul ăsta și ai ajuns pe plajă. Hai, înapoi în casă să mai descoperim. Avem și lumini frumoase, calde, aici la pat, spoturi pe sus. Super, hai să vedem ce mai e pe aici. Avem două dulapuri din astea mari în care putem să punem hainuțele. Iar aici avem și papucei pentru spa. Un safe. Iar aici baia cea mare. Ce drăguț! Avem o cadă din asta superbă, cu hidromasaj. Dar avem și cabină de duș. Fain! Toaletă, uite și halatele pentru spa. Prosopele, tot ce trebuie. Ia uite cât de mare e aici. Să tot ai loc, drăguț. Și Agua Marin Soap. Wow, câte săpunele avem. Gel de duș, șampon. Uite aici șamponul, gel de duș și săpunelele. Iar aici dental kit, nu pe bune. La 5 stele ai și periuță și pastă de dinți, deci te rog frumos. La 4 n-ai avut. La 5 se pare că ai tot ce trebuie. Noi ne-am luat de acasă, bineînțeles, dar... Iar aici avem pilă de unghii, bețișoare de urechi și tampoane din astea de coton. Drăguț! Foarte fain! Chiar arată bine și miroase foarte frumos. Drăguț. Hai să vedem unde sunt copii. Nu mai sunt copii, s-au ascuns. Hai să-i căutăm. E cineva pe aici? Uite că am găsit un pui. Am găsit un pui mic. S-a ascuns. Uite aici o fetiță mică. Și uitați ce drăguț au făcut aici din prosoape, așa, un fel de floricele, nu știu ce au făcut ei aici.
Le-a dat halat chiar și la copii, nu pe bune. Ia uite, un halat aici, unul acolo și avem încă un pat. Deci, practic, fiecare are patul lui plus extra aici, canapea. Aici dormi tu, Amiuț? Nu? Și acolo, nu știu. Cred că e altă cameră. Ia să vedem. E încuiat aici. Și putem să intrăm în cameră. Și pe aici, de pe terasă, intrăm direct în livingul ăsta și intrăm și în dormitor direct. De pe terasă. În dormitor. Drăguț, drăguț. Să mergem acum să luăm bagajele. Și ceasul este ora 3. Avem cina pe undeva pe la ora 6 sau 6 jumate. Iar până atunci avem de degustat acele fructe pe care ni le-au lăsat aici pe masă. Wow, ce lămpi pe perete aici, zici că sunt doi ochi de dragon. Așa roșii. Yummy, uite! Yummy! Să și degustăm puțin acum, nu? Da! Da. Și eu tot căpșinică vreau prima dată. Că miroase așa bine. Yum. Yum, mami. Amiuțe i s-a făcut cald și a dat bluza jos. Foarte bună. Am coborât la etajul 3, iar aici e o terasă. Wow, ce tare! Se vede lacul Pomorie și cu soarele ăsta superb așa, se vede chiar tare. Și Dita mai terasă pe aici. Ai priveliște superbă la lac. Super drăguț pe terasa asta, cu lacul Pomorie aici lângă noi și cu soarele ăsta care bate în spate. Iar acolo, în capăt, ultimul hotel de acolo, este hotelul la care ne-am cazat noi prima dată când am venit în Bulgaria, ăla mic de acolo, Complex Relax, de aici din Pomorie. Super fain! Ne vedem și aici în ușă! Noi nu putem să le luăm pe toate, să le corăm! Nu, uite, ne ajută nenea cu bagajul, Amiuț. Da, uite, vine și o mașină. Păi oricum trebuie să oftăm cine, nu? Hai, hai. Mergem acum la spa! Da. Abia așteptam și ochelari, am și o căciulă, e la asta. Ok, a venit liftul. Wow, cum se vede pe afară! Wow, superb, a pus. Da, ce tare. Ai și bancomat de scos bănuți, chiar aici, în interiorul hotelului. Tare. Wow, ai și un mode lounge aici, un magazin de hăinuțe, drăguț. E o fetiță acolo, mama. E o fetiță? Un manechin. Hai. Wow, ce drăguț aici. Ia uitați-vă, Aron. Ia uite ce aranjament drăguț aici la intrare. Hai să vedem de unde luăm prosopele din față, cred. Imediat să luăm prosopele. Wow, acolo este piscina cu sare, nu? Ce drăguț! Ia uite cum sare apa acolo. E jacuzzi. E un mini jacuzzi acolo, cred. Ia uite ce design pe aici, pe perete. Wow! Cu lemnele alea prinse așa. Zona spa este una superbă, cu o grămadă de chestii. Acum e prima dată când venim și descoperim și noi un pic așa, să vedem
despre ce e vorba, dar vrem să ne și bălăcim, bineînțeles. E ora 5 și ceva până la 8:45 e programul, deci ar trebui să avem timp. Aici este cold plunge pool. Acolo, mamă, ce frig e acolo. Închide ușa, că vine tot frigul. Piscină înghețată acolo, imediat. Da. Uite. Uite, aici este bucket shower, este o găleată acolo sus și te bagi acolo sub duș și scade găleata de apă în cap. Am venit la piscinuța de copii și s-au băgat copiii deja, stai să vedem. E drăguț, îmi place! În acu fiță-s rușele și nu mă stupă! Copiii sunt deci în lumea lor aici. Am venit cam târziu pentru că ne-am dus să vedem un pic cum e hotelul, ne-am dus și acolo pe terasă, am explorat puțin și s-a făcut târziu. Dar acum avem timp până pe la 9 fără un sfert să stăm la piscină, după care o să mergem la masă. Masa este până la ora 10. Chiar e interesant că au piscina deschisă atât de târziu, că la alte hoteluri am văzut și vara aveau la spa maxim deschis până la ora 6. Aici au destul de mult deschis. Ia pe-a putin. Wow, i-a dat drumul la jacuzzi. Amiuț, e bine? E sărată apa de aici din jacuzzi. Acum la restaurant, să tătăm după bălăceală. Oh, biliard aici. Avem și sală de biliard. Pe partea asta hotelului n-am fost până acum. Am fost doar pe jumătatea cealaltă. Și acum copiii au descoperit jocuri. Mamă, ce tare! O de-asta de fotbal, ha, ha! Și bam, gol în poartă. Hello. 411. Thank you. Ce drăguț e la restaurant. Hai să vedem ce avem pe aici. Ne-am ales aici o măsuță drăguță și cu un brăduț așa pe ea și mergem să luăm mâncărică pentru că a mie îi e foarte foame, nu-i așa?
Iar acum suntem la desert. Amia, stai. Ce prăjiturică ai tu acolo? Galbenă ca zăpada sau și una roz, drăguță? Restaurantul e mare, drăguț. Are și un brad foarte frumos împodobit aici. Am mâncat mâncare bună, bună. Și acum o să mergem să mai desfacem. Magie! Ia, Uite, Trei unde te duci?